La răscruce de vânturi de Emily Bronte Capitolul 26 Era aproape întoiul veric în toiul verii când Edgar, după multă șovăială, cede rugăminților celor doi tineri și Catherine și cu mine pornirăm în prima noastră plimbare călare pentru a ne întâlni cu vărul ei. Era o zi întunecată, cu zăpușală, fără soare, dar cu cerul prea pestriț și neguros ca să ne temem de ploaie. Locul nostru de întâlnire fusese fixat la piatra de hotar de la încrucișarea drumurilor. Însă când am ajuns acolo, un mic păstor trimis în carea noastră ne spuse că domnul Linton se afla chiar la marginea domeniului Bothering Heights și ne-ar fi foarte îndatorat dacă am mai face câțiva pași într-acolo. Asta înseamnă că domnul Linton a uitat prima condiție a unchiului său, am remarcat. El ne-a poruncit să rămânem pe moșia Grange și dacă mai înaintăm, ieșim de pe ea. Bine, nu face nimic. Când vom ajunge la el, o să întoarcem cai, răspunse tovarășa mea și o să ne plimbăm spre casa noastră. Dar când am ajuns lângă Linton, nu era la mai mult de un sfert de milă de ușa casei lui. Am văzut că n-avea cal și am fost silite să descălecăm și să-i lăsăm pe ai noștri să pască. Era culcat pe iarbă, așteptând să ne apropiem. Și nu s-a ridicat până n-am fost la câțiva pași de el. Dar umbla atât de greu, și era atât de palid, încât am exclamat imediat: Păi, domnule Heathcliff, dumneata nu ești în stare să faci o plimbare în dimineața asta? Pare foarte bolnav. Catherine îl privi cu durere și uimire. Exclamația de bucurie de pe buze se transformă într-una de spaimă. Iar cuvintele de bun venit pentru o revedere atât de mult așteptată se transformă într-o întrebare îngrijorată. Dacă nu cumva se simte mai rău decât de obicei. Nu, mai bine, mai bine, zise el gâfâind, tremurând și ținând-o de mână, de parcă ar fi avut nevoie de sprijin. Ochii lui albaștri mari rătăceau timid asupra ei, iar cearcănele din jurul lor le transformaseră expresia melancolică de odinioară într-una de duritate sălbăticită. Dar ție ți este mai rău, stărui verișoara, mai rău decât atunci când te-am văzut ultima oară. Ești mai slab și sunt ostenit. E prea cald ca să umblăm. Hai să ședem aici. Iar dimineața adesea mă simt rău. Tăticul spune că am crescut prea repede. Foarte nemulțumită de acest răspuns, Cathy se așeză, iar el se întinse alături lângă ea. Asta seamnă cu paradisul tău, zise ea, făcând un efort să fie veselă. Se aduce aminte de învoiala noastră de a petrece două zile așa cum ne place nouă cel mai mult? Asta e desigur o zi pe placul tău, numai că cerul e cu nori dar sunt atât de ușor și de străvezi, încât e mai frumos decât dacă ar fi soare. Săptămâna viitoare, dacă poți, o să mergem călare în parcul de la Grinch. Poate vedem și paradisul meu. Linton navia avea aerul să-și reamintească despre ce e vorba și se vedea cât de colo că e foarte greu să susțină o convorbire. Lipsa lui de interes pentru tot ce îi spunea Cathy, precum și neputința de a o distra, erau atât de evidente încât fata nu-și putea ascunde dezamăgirea. Ființa și purtarea lui Lintă se schimbase într-un mod de nedescris. El, care odinioară, deși morocănos, se putea transforma într-un om plăcut sub mângâieri, acum devenise cu totul apatic. Și nu mai găsirea aproape nici urmă din răutatea copilului care te necăjește și te enervează numai ca să fie mângâiat. Am văzut însă cu atât mai limpede pe omul grav bolnav, urâcios și absorbit de nenorocirea lui, omul care respinge orice mângâiere și e gata să considere veselia altora drept o insultă. Catherine observă ca și mine că prezența ei era mai degrabă o pedeapsă decât o plăcere pentru el și de aceea, fără șuvoială, propuse să plecăm. Dar, spre surpriza noastră, această propunere l-a trezit pe Linton din letargie și l-a adus într-o stare de agitație stranie. Privind înspăimântat spre casa de la Haiți, ne-a implorat să mai rămânem, cel puțin încă o jumătate de ceas. Dar cred, zise Cathy, că te-ai simțit mai bine acasă la tine decât șezând aici. Și apoi, după cum îmi dau seama, azi nu te pot distra cu poveștile, cântecele și pălăvrăgeala mea. În astea șase luni ai ajuns mai înțelept decât mine. Nu o să mai place ceea ce îmi place mie. Dacă aș ști ce să fac ca să te înveselesc puțin, aș sta cu plăcere. Stai și te odihnește și tu, răspunse el. Catherine, să nu crezi și să nu spui că mă simt foarte rău. Zăpușara și căldura mă apasă. Dar înainte de venirea voastră m-am plimbat multă vreme singur spune unchiului că sunt destul de sănătos. Vrei? Am să-i spun că asta zici tu, Linton. Dar eu nu pot afirma că e așa. Observă tânăra mea domnișoară, uimită de încăpățânarea cu care vărul ei susținea un neadevărat de evident. Să vii aici și joia viitoare, continua el, ferindu-se de privirile ei nedumerite. Și transmite mulțumirile mele unchiului pentru că ți-a îngăduit să vii. Cele mai călduroase mulțumiri, Catherine. Și dacă te întâlnești cumva cu tata și te întreabă despre mine, nu îl lăsa să creadă că am fost atât de tăcut și de prost. Nu face o mutră atât de tristă și de abătută ca acum. O să se înfurie. Nu-mi pasă de furia lui, exclamă Catherine, crezând că mânia lui Heathcliff se va abate asupra ei. Dar mie îmi pasă! Nu îl întărâta împotriva mea Catherine. E foarte brutal. E sever cu dumneata, domnule Heathcliff? L-am întrebat. A obosit de atâta indulgență și a trecut de la ura pasivă la ura activă? Linton se uită iar la mine, dar nu mi răspunse. Și după ce Catherine mai șezul lângă el încă 10 minute, în care timp Linton a dormit cu capul căzut pe piept, scoțând doar câteva gemete năbușite de epuizare și de durere, Cathy încercă să-și aline deziluzia și porni după afine, împărțindu-și apoi cu mine rodul muncii. Lui nu-i oferi, căci își dădea seama că orice gest din partea ei îl obosea și îl plictisea. A trecut o jumătate de ceas, în înșopti la ureche în cele din urmă. Nu văd pentru ce trebuie să mai stăm. A adormit și sunt sigură că tăticul abia așteaptă să ne vadă acasă. Bine, dar nu-l putem lăsa aici dormind. Trebuie să stăm până se trezește. Ai răbdare. Era atât de grăbită să pleci de acasă. Ți-aduce aminte? Observ însă că dorința de a-l vedea pe bietul Linton ți s-a evaporat destul de iute. Pentru ce a dorit el să mă vadă? În momentele lui de cea mai proastă dispoziție îl iubea mai mult decât în starea asta ciudată. Am impresia că a fost silit să vină la această întâlnire de teamă să nu-l certe tatăl lui. Dar eu nu vin aici ca să-i fac plăcere domnului Heathcliff. Oricare ar fi motivele ce îl împing să-i poruncească lui Linton să îndure această pedeapsă. Deși mă bucur că e mai sănătos, îmi pare rău că e mult mai puțin prietenos și mult mai rece față de mine. Dumneata crezi că e mai sănătos? Da, pentru că, după cum știi, e incapabil să nu se înduioșeze de suferințele lui. Nu cred că acum e sănătos, așa cum mi-a cerut să-i spun lui tăticu, dar e foarte probabil că se simte mai bine. Aici nu suntem de aceeași părere, domnișoară Cathy. După mine este mult, mult mai rău. În acel moment, Linton tresări din moțeală îngrozitor de speriat și întrebă dacă nu cumva l-a strigat cineva. Nu, îi zise Catherine, poate ai visat. Nu pot pricepe pentru ce moței pe câmp dimineața. Mi se pare că l-am auzit pe tata. Și apoi își ridică privirea spre cerul posomorât de deasupra noastră. Sunteți sigure că n-a vorbit nimeni? Sigure de tot, răspunse verișoala lui. Numai Alan și cu mine. Ne contraziceam în ceea ce privește sănătatea ta. Ești într-adevăr mai tare, Linton? decât asta iarnă când ne-am despărțit. Dar sentimentul tău față de mine sunt sigură că a slăbit. Vorbește. așa e? Când răspunse, ochii erau plini de lacrimi. Da, sunt mai tare. Dar, tot sub impresia glasului acelui imaginar, privirea îi rătăcea de colo-colo, căutând să-l descopere pe cel care îl strigase. Cathy se ridică. Pentru azi ajunge. Trebuie să ne despărțim. N-am să-ți ascund că am fost amarnic decepționată de întâlnirea noastră, cu toate că n-am să spun asta nimănui, dar nu pentru că mă aș teme de domnul Heathcliff. Taci, murmură Linton, pentru numele lui Dumnezeu, taci! Uite-l că vine! Și se agăță de brațul bietei Catherine, luptându-se să o mai rețină. Dar auzind acestea, ea se desfăcu în grabă și o fluieră pe mine care o asculta ca un câine. Joia viitoare am să fiu aici, strigă ea, sărind în șa. La revedere! Grăbește-te, Alan! Astfel l-am părăsit, aproape inconștient de plecarea noastră, mult preabsorbit de spaima provocată de apropierea tatălui. Înainte de a ajunge acasă, dezamăgirea bietei Catherine se mai îndulci transformându-se într-un sentiment complex de milă și regret, în care se amesteca și oarecare îngrijorare cu privire la sănătatea lui Linton și a mediului în care trăia. Aici îi împărtășeam și eu părerile, deși am sfătuit-o să nu vorbească prea mult, sperând că cea de-a doua întâlnire ne va îngădui să judecăm mai bine situația. Stăpânul ne-a cerut o amănunțită dare de seamă asupra plimbării noastre. Mulțumirile transmise de nepotul său a fost relatate în tocmai, dar peste toate celelalte, domnișoara Cathy trecu ușor. Eu, de asemenea, i-am răspuns că am în doi peri la întrebări, căci nu știam ce se i ascund și ce să-i dezvălui.